Salut, Lei! Voi face citirea pentru luna septembrie 2024. Vor fi două cruci celtice. Fiecare își alege piatra pe care o dorește. Și vom începe acum pentru piatra aceasta gri deschis, da, cu dunguțe. O pun aici. Voi folosi tarotul druid pentru luna septembrie cu o eclipsă parțială de lună în 18 septembrie. 3 septembrie avem o lună nouă. Este o lună a fecioarei și a balanței, da? În care Uranus va intra treptat în staționare, pe urmă în retrogradare. Uranus urmează un aspect foarte interesant, un trigon cu Pluto retrograd și totul se concentrează, deci, printr-un triunghi minor în Neptun retrograd. Acest aspect ne influențează mai mult timp, deci la început de luna trecută, deci din luna august, și ne influențează, nu? Este o influență care vine de generații, deci acest aspect de trigon între Uranus și Pluto se întâmplă la 139 de ani. Aspect care îl vom resimți prin schimbări foarte puternice. Pluto revine în Capricorn și în primul rând, pe toată luna septembrie aproape e în Capricorn. Pe urmă va reveni în vărsător de tot. Cert este că acum va dărâma ce are de dărâmat. În această lună septembrie vor fi schimbări foarte puternice și va reconstrui totul. Ce aspecte mai avem? Mercur revine în fecioară, în balanță, Venus va trece în Scorpion, Marte va veni în Rac. În primele zile ale septembrie, Marte revine în Rac. Deci, haideți să vedem, la baza pachetului aveți un rege de monede. S-ar părea că aveți nevoie de niște bani. Fiindcă acest rege de monede, el întotdeauna este o persoană în vârstă, așa cum este reprezentat aici, un viking care are bani și își permite să vă dea un ajutor pecuniar sau poate să fie chiar un ajutor bancar, adică să luați un împrumut bancar. Nu sunt bani așa să nu-i dați înapoi. Așteptați de mult timp acest aspect. Poate că unii dintre voi așteptați ca banca să vă dea acordul pentru niște bani și iată că acum îl primiți. Voi aveți ceva bani dintr-un proiect din munca voastră, dar s-ar părea că nu sunt suficienți. Voi ați spera să prindeți mai mult, să primiți mai mulți bani, dar nu primiți atât cât ați vrut, primiți mai puțin și promiteți că pe viitor totul se va schimba. Și iată că apare schimbare, este o arcană foarte bună, dar această schimbare este însoțită și de un final, ceva se încheie în viața voastră, legat de o afacere, legat de locul de muncă, ceva care nu s-a dus până la sfârșit, de acum voi aveți această schimbare în idei, în gândire, în comunicare, în creativitate, în energie, în vitalitate, în sentimente. Totul depinde numai de voi și, în primul rând, este și o protecție divină această schimbare. Dacă observați, sunt ca niște capete de șerpi care își înghit coada, deci formează un fel de șarpe cosmic, care aici încă vă dă această protecție. Este un talisman al norocului, să știți. Este o arcană foarte bună.
deci un aspect foarte benefic. Răspunsul la întrebare, ce poate să schimbe, să aducă altceva în această situație? Iată că aici aveți cum începeți luna, trecutul, prezentul, viitorul, așa cum sunteți voi, lei, mediul vostru, speranțe și finalul. Hai să mai trag una să vedem ce speranțe aveți. Aoleu. Deci ne uităm la prima. Prima este răspunsul la întrebarea voastră. Ce întrebare a spus voi? Iată că primiți acest răspuns. E o alegere. Va trebui să faceți o alegere. O alegere între două drumuri opuse, între viciu și virtute. O alegere dificilă de făcut. Dar acest răspuns arată că voi ar trebui să vă gândiți la viciu, la virtute, nu la viciu, la virtute. Să alegeți un lanț de flori, nu un lanț de fier. Ar fi aspectul de dorit pentru voi. Și ce poate să schimbe? Poate să schimbe acest familia. Banii pe care și-i vrea familia. Familia a muncit alături de voi și consideră că trebuie să primească niște bani. Și atunci acest lucru poate să schimbe, poate să blocheze sau poate să ajute în situația voastră. Deci poate să fie un aspect benefic pentru voi acest, am zice, acest aspect din partea familiei poate să vă ajute să rezolvați o situație legată de bani. Banii pe care trebuie să îi aduceți în familie pentru munca tuturor. Voi veți începe luna cu această prințesă de bâte. Deci am zice cu dorința de noutate. Dacă sunteți femeie, poate să vă reprezinte pe voi, dacă aveți un aspect pe berbec. Dacă nu, s-ar putea să fie o colegă cu care lucrați sau aveți o afacere împreună și sunteți preocupați de aspecte noi care apar, de lucruri noi, de călătorii. Acesta ar fi în principal aspectul. Trecutul pentru voi este Marea Împărăteasă, am zice Venus. Venus care v-a ajutat, v-a oferit, Venus care v-a spus că dacă vă doriți ce e posibil, ce este drept, ce este adevărat, veți primi aceste lucruri. Venus care poate să aducă fertilitate, abundență, dar este și ea o suverană, la fel cum este și împăratul, și bineînțeles și ea impune anumite aspecte. În ceea ce privește prezentul, un 4 de cupe arată faptul că voi așteptați să primiți o cupă care ar trebui să vă recunoască munca voastră, eforturile voastre, tot ceea ce ați făcut. Deci ar trebui să fie un aspect benefic pentru voi această cupă. Viitorul pentru voi arată o prințesă de spade. S-ar părea că vă confruntați cu o femeie cu ascendent zodie sau luna plină în vărsător, o femeie care în vărsător sau gemeni, o femeie care poate să vă aducă niște inspecții, poate să vă creeze niște probleme prin faptul că poate să nu țină un secret, să-l facă cunoscut și la ceilalți, și
să vă influențeze printr-un înscris făcut. Deci nu este un aspect benefic deloc din partea acestei persoane. Voi veți primi o veste, așa cum sunteți voi în această situație, așteptați această veste de la un prinț de bâte, vorbim de un săgetător, aveți săgeata la brâu, deci arată un bărbat cu ascendent zodie în săgetător, care călătorește foarte mult și poate să vă transmită o veste, să primiți o veste din partea lui. Mediul, cei care vă înconjoară, aveți aici un 2 de spade, arată o alegere pe care ar trebui să o faceți, o alegere între două lucruri identice, între două drumuri identice, între două situații identice, lucru pe care acest personaj nu poate să-l facă, deci nu are cum să aleagă. Preferă să aștepte și să lase totul la voia divinității. Speranța voastră este la această arcană majoră care reprezintă să studiați aceste forțe care intră în joc, să le echilibrați, reprezintă echilibrul. Voi asta vă doriți, să obțineți un echilibru. Echilibru între două situații, echilibru poate între zona de muncă și familie. Vreți să studiați aceste forțe și sperați să reușiți până la urmă să atingeți acest echilibru. Și finalul, așa cum am spus, să scot două arcane, astfel încât să avem o imagine mai clară. Și aveți aici speranța, vărsătorul, care arată steaua, da? Arată speranța, speranța de a rezolva o situație care este cu această prințesă de spade, care vă creează foarte multe probleme și trebuie să sperați să le rezolvați pe toate. Dar vedeți, aveți și această neșansă de a vă lăsa curați de vise. Această visare nu este benefică, această visare poate să vă creeze foarte multe probleme pentru lei. Dacă observați, aveți o serie de arcane majore, echilibru la care voi sperați să ajungeți. În trecut a fost împărăteasa care a fost foarte benefică pentru voi, dar acum sperați să rezolvați aceste situații și să faceți o alegere foarte bună legată de răspunsul la întrebare. Va trebui să faceți o alegere, nu puteți să întârziați această alegere, deci trebuie să faceți această alegere. Dacă pentru ceilalți din jurul vostru s-ar putea să nu aibă nicio importanță, pentru voi are o importanță foarte mare. Voi vedea acum pentru piatra cealaltă, cu tarotul Rider White. Da, deci așa. Răspunsul la întrebare. Deci răspunsul la întrebare ăsta este cum au venit, ce poate să schimbe. Le las pe toate trei.
la baza pachetului o pierdere, o pierdere pe care nu o recuperați, nu aveți ce face. Vă doriți să aveți noroc, roata norocului se învârte și pentru voi, dar sfatul arcanei este: nu veți ști niciodată dacă această roată se va învârti pentru voi sau nu, deci pentru favoarea voastră. Și atunci este bine să încercați să vă apropiați acest noroc, dorindu-vă ce este posibil, ce este drept, ce este adevărat, fiind perseverenți și, în primul rând, să aveți o continuitate în această atitudine și să vă ascundeți scopurile, astfel încât să primiți cheia puterii. Vă doriți armonie, liniște în familie, să aveți o perioadă liniștită, plăcută în familie, și un prinț de cupe, dar și împărăteasa, deci am zice fertilitate, abundență, mai ales pentru un prinț de cupe, dacă aveți un copil cu ascendent zodie în pești, atunci s-ar putea să îi doriți, bineînțeles, fertilitate, abundență. El călătorește foarte mult, dar veniturile lui sunt destul de mici în comparație cu nevoile lui. Cum începeți luna cu un început nou? Trecutul, prezentul, viitorul, așa cum sunteți voi, mediul, speranțe, rezultatul final, chiar am spus două arcane și arcane majore, rezultatul final. Bun, deci răspunsul la întrebare este o trădare urâtă, ceva care o să vă aducă suferință și este ceva la care nu v-ați fi așteptat. Deci este un moment destul de neplăcut acest răspuns pe care îl primiți la această întrebare, dar s-ar părea că este legat și de, poate să intervină un rege de spade, vorbim de un bărbat cu ascendent zodie învărsător, dar este un bărbat care își permite, prin autoritatea pe care o arată, să elibereze niște concluzii, să arate niște aspecte legale sau nu. Deci este o persoană care poate să influențeze cumva acest aspect de dreptate, să zicem. Și aici arată și moartea. Moartea arată clar o situație în care se încheie. Deci după această trădare s-a pus capac la toate, gata, nu mai merge mai departe, nu mai vă interesează de această persoană și vă doriți o încheiere a relației, fie că este de afaceri, fie că este personală, voi vreți să încheiați această relație. Veți începe luna cu foarte multă energie, un as de bâte, arată energie, hotărâre, vreți să faceți un proiect nou, vreți să călătoriți, vreți să vă ocupați de educație, vreți să aveți o relație nouă sau ceva se întâmplă, deci este ceva care vă influențează foarte mult. Acest as de bâte, deci e o energie nouă în această lună, începeți cu multe lan. Prezentul este așteptarea. Patru de cupe, dacă observați aici în acest tarot, așa sunt reprezentate. Voi aveți în fața voastră trei cupe pline, în celălalt tarot erau două cupe pline și una răsturnată, aici sunt trei cupe pline și o cupă mai o așteptați care să reprezinte o recunoaștere, o încununare a eforturilor voastre. Deci să vină din partea divinității această cupă care să vă ajute să obțineți ceea ce oricum voi ați muncit foarte mult pentru ceea ce vă doreați să obțineți în prezent. Eremitul vine în poziția viitorului. Pe viitor
veți fi mult mai prudenți, o să vă protejați astfel încât acest felinar să arate că veți căuta să vă luminați drumul, să vă protejați drumul cu acest baston, să nu ieșiți în evidență niciodată, să preferați să stați cumva pe o linie de spate sau cum să spun, să nu ieșiți în primul plan, în evidență, să stați să-i ascultați pe ceilalți, să analizați ceea ce spun ei și pe urmă să luați niște decizii. Deci, într-un fel sau altul, știți că tăcerea este de aur și vorba este de argint. Voi, așa cum sunteți, sunteți într-un moment destul de dificil. Sunt persoane care vă contestă munca voastră, vă contestă eforturile. Nu puteți face nimic, fiindcă dacă ați întreprinde, eu știu, tot felul de demersuri, să îi lămuriți pe aceștia că nu este corect, că munca voastră, ați muncit foarte din greu pentru a acumula ce ați acumulat și vin ei și vă contestă, n-are niciun efect, adică vă pierdeți timpul. Sfatul este lăsați-i în pace. În schimb, un nou de spade arată și vedeți-vă de munca voastră, fiindcă nu reprezintă cine știe ce. Foarte mulți dușmani în jurul vostru. Persoane care încearcă să vă blocheze, să vă facă probleme, să vă trădeze și se vede clar, răspunsul la întrebare este trădare, o trădare urâtă. Și acest dușman care sunt în jurul vostru, care sunt gata să vă facă rău la orice pas, speranța voastră este să puteți să le răspundeți. Dar la ceea ce v-au făcut ei și la răutățile lor, am putea spune că aveți un blocaj mental. Nu puteți găsi o formulare prin care să le răspundeți. Trebuie să vă concentrați și să căutați aceste soluții. În schimb, finalul, avem două arcane majore pentru leii care au ales această piatră. Deci am zice, este o lună destul de agitată, unde voi va trebui să vă folosiți de puterea voastră, de forța voastră interioară, pentru a ține o situație sub control. Forța reprezintă leul. Deci această forță vine din interiorul vostru, este infinită și poate să vă susțină să puteți să vă protejați cumva și să controlați totul, folosindu-vă, lăsând arma deoparte, deci fără să luptați, dar să vă folosiți intuiția, gândirea, mentalul, sentimentele, comunicarea, iubirea. Și toate acestea vă pot ajuta să aveți tact, diplomație în această relație. Relația voastră s-ar putea să fie cu o mare preoteasă, deci cu o femeie care are ascendent zodie lună plină în rac sau în scorpion. O femeie care încearcă să vă afle secretele, o femeie care își folosește foarte bine intuiția și va dori să afle secretele voastre. Este bine să vă păstrați secretele pentru voi, să nu îi le puneți la dispoziție acestei femei. Deci acesta ar fi aspectul pentru voi. Dacă observați, aveți aici în ceea ce chiar vă influențează 3 arcane majore, 4. Deci viitorul vostru este marcat efectiv de această trădare, de regele de spade care emite concluziile lui, dar voi veți deveni un eremit, vreți să vă protejați, vreți să încheiați această situație, să meargă spre finalitate, spre încheiere. Și, bineînțeles, aveți aici 2 arcane majore care vor fi răspunsul, rezultatul final, forța, leul și marea preoteasă.
Eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și dacă vă ajută aceste citiri, puteți să ajutați canalul să se dezvolte dând un like, abonându-vă, transmițând mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc. Salut, lei! Voi face citirea pentru relații, atât femeia, și voi începe relațiile din luna septembrie pentru o femeie cu ascendent, zodie sau lună plină în leu. Da, deci în această lună aveți o persoană care cunoaște ce vreți să faceți voi, vă urmărește ce idei aveți și se informează foarte bine, fiindcă ea urmărește să vă păcălească, să vă fure. Deci caută acest aspect, dorește să vă fure. Următoarea este un secret pe care îl aveți.